Dacă aveți probleme de rezolvat în această perioadă la instituțiile bugetare, ideal ar fi să urgentați soluționarea lor în această săptămână. Aceasta din cauza zilelor libere acordate cu generozitate de guvern bugetarilor. Angajații tuturor instituțiilor de stat au primit liber în zilele de 27 și 31 decembrie și pe 3 ianuarie. Guvernul a stabilit zilele libere de sărbători pentru bugetari, astfel încât să se lege perioada liberă legală de Crăciun și Anul Nou cu cea de weekend. După cum știți, prin hotărâre de guvern s-a stabilit care zile vor fi libere și fiecare minister în parte a stabilit modalitatea de recuperare a celor zile libere. În general, fie s-a prelungit programul de lucru cu încă 2 ore sau vor recupera în zile de 14 și 21 care pică sâmbăta. La Buzău, graficele de recuperare sunt diferite în funcție de deciziile luate de conducerile instituțiilor. Fie recuperează în weekendurile din ianuarie 2014, fie își prelungesc programul zilnic cu câte 2 ore, variantă la care mai multe instituții deconcentrate au apelat deja. Mai există și varianta concediilor pentru cei care mai au zile de luat. Guvernul n-a luat deocamdată nicio decizie privitoare la ziua de luni 30 decembrie, rămasă deocamdată singura lucrătoare în mijlocul a 11 zile libere. În teorie, salariații buzoieni ar trebui să vină la serviciu, dar în realitate nimeni nu va face acest lucru.